Bun găsit, doamnelor, domnilor! Octavian Stălcioiu sunt astăzi la tribuna, nu tribuna, îmi cer iertare, la istoria fotbalului, nici o problemă, așa e când ai mai multe emisiuni, la istoria fotbalului. Vorbim despre Poli Dinamo 2-1 din 1987, meci de la care s-au împlinit recent 35 de ani. A fost 8 noiembrie 1987. Invitat este scriitorul Ovidiu Forai, fost jurnalist sportiv cu multe cărți scrise. Ovidiu, bine ne-am regăsit. Bine ne-am regăsit, Tavi. Te salut și pe tine și pe telespectatorii care ne urmăresc. Spuneam la finalul episodului precedent că Lucescu, Mircea Lucescu, ne-a promis retrogradarea după acel meci. Am pus cap la cap multe, multe mărturii obținute direct de la foștii jucători implicați, atunci chiar și de la Jackie Ionescu mai de mult. Din emisiunea dedicată lui Mircea Lucescu și realizată de Dumitru Graur, a fost un serial de vreo 16 episoade în care un episod se concentrează mult asupra acestui lucru. Mi-amintesc perfect meciurile din retur, cum bine spuneai, la finalul turului Poli termină pe locul 8, așadar fără nicio emoție. Să zicem. Bine, emoții. Mai erau multe, 17 meciuri de întregul retur de disputat. Și arătase și un joc bun echipa. Nu anticipa. Nu, nimeni nu anticipa. Da, ceea ce se nimeni va întâmpla anticipa. În retur. Și totuși în retur Poli se duce în cap, să zic așa, pierde la rând, cât mi-amintesc, de 3 înfrângeri consecutive acasă. Am fost la toate acele meciuri. Am fost la toate meciurile de atunci, toate de acasă. În deplasări mai rar. Foarte rar mă duceam pe atunci în deplasări. Mi-amintesc de meciuri pierdute, aiurea, cu Oțelul, nu mai știu, Corvinu, în care echipa, trebuie să spunem și lucrul ăsta și încerc să fiu cât se poate de... Ar fi foarte simplu ca să dăm bine în fața poliștilor, a microbiștilor locali, să înfierăm cu mânie proletară pe Dinamo și pe Mircea Lucescu pentru retrogradare. Dar eu încerc să fiu foarte obiectiv. Nimeni nu mă poate acuza de vreo simpatie pentru Dinamo vreodată. Chiar mie e rușine ce puteam să scriu în tinerețe despre acest club, dar acum când am albit, mi-e rușine. Dar, să spunem că în primăvara aia, Poli n-a mai jucat ce juca în toamnă. Nu, și ca stil de joc, dar și ca și calitatea jocului. În toamnă a avut un joc foarte elaborat, eu știu, un joc plăcut. În primăvară s-a mers, e o mărturie de la cei implicați, atunci s-a schimbat puțin stilul, a fost adus un vârf de atac Dudaș de la Progresul Timișoara, un jucător combativ, un atacant, și puțin s-a schimbat stilul cu mingi lungi către direct pe vârf, dar echipa n-a mai mers. Sigur, poate ne-au mai ciupit și arbitrii, dar nu mi-amintesc niciun meci din cele de acasă, din acea primăvară, în care arbitrii să ne fure pe față, cum se zice. Nu, nu, nu. În deplasare, sigur, că n-am văzut, nu știu. Mai circulă o altă teorie, că chiar unii jucători de la Poli n-ar mai fi dat totul în acel retur. E adevărat, câțiva, foarte puțin, nu voi da nume, nu voi da niciodată nume. De ce, oare? Care să fi fost motivul? Nu știu. Trebuie să ne gândim foarte atent și să avem grijă să nu rănim sentimentele. Da, nu. Exact ăsta e motivul pentru care mă întreb. De pentru ce? Pentru Dumnezeu au trecut 35 de ani și totul s-a prescris. Trebuie să... Însă nu putem lovi nimeni, pentru că nu avem dovezi. Nu putem... Nu. Ce crezi tu, Ovidiu? Tu, ca un analist de fotbal, care ai văzut foarte, foarte mult fotbal, foarte mult fotbal. Bun, să-ți spun ce cred eu. Referitor la acel retur, nu pot să mă pronunț, fiind în armată, am venit din armată doar în sfârșitul lui iunie. Nu știu sau ce mai prins. Nici l-am mai prins, probabil. Poate nici ultimul meci cu Steaua 0-2 nu l-ai mai prins. Nu mi-amintesc. Ok, nu. Înseamnă că nu l-ai prins, că ți l-ai fi amintit. Așa. E posibil să fi fost o combinație între ceea ce spune Jackie, că, bun, poate că Lucescu o fi spus la nervi chestia asta. La supărare, domnule, să vă retrogradez, o să vă aranjez. Asta nu contestă nimeni. Da. Și la urmă avea foarte multă putere. Era un om cu putere mare la momentul respectiv. E posibil să fie o combinat. Adică dacă echipa
a început să scârție, poate nici nu mai era nevoie de foarte mult imbold din partea arbitrilor. Pentru că, mă uit aici și într-adevăr, ai dreptate, au pierdut acasă meciuri cu echipe mult mai modeste, cu Oțelu, cu Corvinu care nu mai era Corvinu din urmă cu niște ani. Corvinu luase... care la un moment dat 11-1 ia bătaie exact. De la Steaua. Dacă exact, și acum are niște rezultate, da, pierde în deplasare la niște scoruri foarte mari. Cu Petrolul, mi se pare, iar... 0-0 cu Sportul Studențesc, mi-amintesc în primăvară. Da, cu Petrolul pierde iară cu 1-0. Deci, încet, încet, da, echipa se pare că n-a mai mers și atunci poate că ajutorul arbitrilor, nu știu. Și, poate că a devenit foarte comod pentru noi toți să dăm vina pe Lucescu, la fel cum de 30 de ani, mai mult de la Revoluție încoace, dăm vina pe Mitici, că Timișoara nu are nu știu ce, dar nu ne uităm că alte orașe au. E un lucru comod să cauți vinovați în altă curte întotdeauna. Tot din spațiul intracarpatic, să zic așa, că tot îi dăm noi cu alte povești, cu regățenii. E foarte comod în orice domeniu, că vorbești de politică, de sociologie, de economie, să găsești un țap inspirator, dacă poate nu la tine în curte, să-l găsești în altă parte. Și să spui, din cauza lui se întâmplă chestia asta. Primul război mondial, al doilea război mondial. Tu având și studii superioare în domeniul istoriei, poți foarte bine. Asta e un lucru, este un lucru care, mă rog, e ultra dovedit. Așa. Da, acum în România, pentru tot ce nu merge bine, îi devine Vladimir Putin. Da, și străinii care ne vor rău, exact. Etc. Așa e. E posibil să fi fost, pentru că știi cum, briciul lui Ockham întotdeauna... Na, poate că cea mai ușoară soluție e cea mai sau cea mai simplă soluție e cea adevărată. Poate să fie ceea ce spui tu. Într-adevăr, echipa a început să scârție și atunci poate nu mai era nevoie decât de un, eu știu, de un mic brânci. Acel 5% să nu ți-l dea, îl știm cu toți, acel 5%, și poate, eu știu, niște faze judecate puțin poate că n-a fost nevoie. Nu pot să mă pronunț pentru că nu am văzut acele meciuri. Dar eu văzându-le pe toate și nemai fiind un copil, pe atunci eram licean și deja vedeam fotbal, multe meciuri, tot ce dădea televiziunea din Iugoslavia, vedeam ce prindeam aici. Vedeam televiziunea maghiară, sigur, vedeam puținele meciuri pe care le mai dădea televiziunea noastră națională. În toți anii 80, scuze-mă că te întrerup, Poli ne-a ținut cu sufletul la gură aproape în toate campionatele în meciuri de acasă. Nu exista un meci pe care să-l consideri dinainte câștigat. Deci, că poate azi câștigăm. Că jucai cu Petrol, mereu tremuram la retrogradare. Exact. Așa este. Și, sigur, lumea venea, amintește de acei 40.000 cu Clujul. În 84. Exact. 4-1. 4-1 după ce am pierdut cu 5-0 în tur. Ți-amintești lucrul ăsta. Extraordinar. Și a fost, a fost o afluență nemaipomenită pe 1 mai. Există poze cu tribunele atunci. Da, era ceva incredibil. Dar niciodată n-am tras la campionat și stăteam așa. Bine, nu puteam, vedem și poze pe care regizorul nostru Dani Șoșdean ni le pune de la acel meci Poli Dinamo. Repet ce am spus episoadele trecute, foarte puține poze avem de la acel meci și le vedem pe care le avem. Eu, ca să trag o concluzie asupra acestei legende și riscând să-l supăr pe profesorul Jack Ionescu, supăr-l că tot dat în emisiune mine, pe care domnia sa știe cât de mult îl prețuiesc, dar eu spun că echipa în acel retur n-a mai fost ce trebuia să fie și nu știu cât de mult îi se datorează retrogradarea lui Dinamo și cât de mult ni se datorează, în ghilimele ni se datorează, este cauzată, să zic, de noi înșine acea retrogradare. Da, acum dacă stau să mă gândesc că poate că dacă Lucescu, mă rog, ar fi fost chiar atât de nervos și ar fi pus la cale un plan diabolic, ar fi început să o facă puțin mai repede. Adică Poli, totuși, după acea victorie, a mers foarte bine până la sfârșitul turului. Au mai fost 6 etape din tur. Exact. Da. Ne-ar fi atins în următoarele etape ca să ne pedepsească. E, nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Poli a terminat pe locul 8, deci chiar pe poziție mai sus decât se afla după meciul cu Dinamo. Da, Ovidiu, pentru că timpul zboară, vreau să ne oprim puțin și asupra unui amical extrem de interesant și despre care lumea nu știe mai nimic.
După acel meci, chiar la o săptămână, în 15 noiembrie, Poli primește de premiu din, nu știu, din partea conducerii județului prin legătura făcută de impresarul italian pe care îl cunoaștem cu toții noi cei mai vechi, Ermano Zacchini. Zacchini. Da? Un amical cu Internaționale Milano în Italia. Adică ceva incredibil. Internaționale erau dintotdeauna Internaționale, începând de la începutul anilor 60, a fost o super echipă la nivel european. Mereu, sigur că a avut perioade astea, dar mereu Internaționale a fost un grand. A fost o pauză a campionatului pentru echipele naționale. România se duce în acea pauză și face 0-0 cu Austria la Viena. Ne trebuia victoria să ne calificăm la europenele din 88 cu 8 echipe turneu final și noi în grupă cu Spania. N-am reușit, deși bătuse în Spania 3-1 în Ghencea în primăvara lui 87, am făcut 0-0. Deși România, eu spun și astăzi că aceea a fost cea mai puternică echipă pe care a avut-o vreodată România, nu generația de aur din 94. Eu așa spun. Echipa aceea cu Hagi, cu Beleni, cu Tudorel Stoica, eu știu, Cămătaru, Lăcătuș, Belodedici, Silviu Lungu, o echipă incredibilă. N-am reușit să... Iovan, nu-i mai dau, sunt mulți. Aveam fotbaliști uriași rezerve. Ei, în acea pauză, Poli joacă împotriva lui Inter la Monza. Inter n-avea nici a internaționalii care jucau pentru Italia, sau, dar în teren la Inter a fost Passarella, capitanul Argentinei, campioană mondială în 78. Passarella și marchează un gol din lovitură liberă, nu, două goluri, unul din lovitură liberă. Ce este foarte interesant, despre acest meci, în presa românească, de atunci nu s-a suflat nici măcar o vorbă. Eu am aflat de acest meci, n-am știut de el. Am aflat acum vreo 2 ani din emisiune, cred, când l-am avut pe fostul portar Icobescu, rezerva de portar de atunci a lui Poli, sau nu mai știu pe cine. Am început să caut, să presa românească, absolut nimic. Să dau telefoane. Jake Ionescu, Almășan și toți cei care... Da, da, unul îmi spunea că a fost 2-0 pentru Inter, altul 3-0, altul 3-1. Ceva, am început să caut în presa italiană. N-am găsit mare lucru. Am găsit însă data meciului scrisă negru pe alb în presa italiană și formația lui Inter din acel meci, antrenor Giovanni Trapattoni, da, despre care mi-a povestit și Jack Ionescu, s-au întâlnit acolo la meci, nu? Dar foarte interesant, un meci despre care, iată, se știu foarte puține lucruri și nu știu, sigur existau acele turnee de vară la finalul anilor 80, în care Steaua veneau, dar nu nume atât de importante. Nu știu, venea Antwerp sau nu știu cine. Mai juca Steaua în deplasare amicale cu Real Madrid, da, cu, de exceptând Steaua și Dinamo. Nici o echipă românească n-a jucat un amical atât de, cu un adversar atât de important. Înseamnă că n-a fost luat probabil niciun jurnalist din Timișoara în delegație, pentru că ar fi măcar în drapel roșu. Ar fi apărut acolo o notă, un regal, totuși, joci cu Internaționale Milano, nu echipa care a luat, la vremea respectivă avea, cred că, cele două cupe câștigate în 60. În vremea lui Helenio Herrera. Da. Sarti, Guarneri, Buni, Facchetti, echipa aceea mare. Ești un mare admirator al acelei echipe. Da. O echipă catenaceu. Da. Suarez, Corso, lui Suarez, atenție, coincidențe de nume și prenume, da, cu actualul, mă rog, actualul, că s-a retras și el vârful uruguaian. Da, iată, am punctat un lucru foarte interesant și mă bucur că am putut să facem asta. Urmează ca cercetări ulterioare, pentru că eu am scris în foarte multe părți către tot felul de statisticieni sportivi, istorici ai fotbalului, jurnaliști din Italia, în continuare lucrând la ediția a doua, mult, mult mai amplă, a istoriei fotbalului polist. Eu vreau să vin cu lucruri mult mai în detaliu despre acest meci, pentru că este mare lucru. Să spunem că Poli, în toată această echipă care a jucat cu Dinamo, nu a avut nici măcar un singur internațional la vremea aceea. Sigur, după aia, după 5 ani, Titi Varga debutează, cum bine spuneai,
într-un meci în care și marchează și rămâne singura sa selecție într-un amical Mexic. Cu Mexic. No. În rest, absolut niciunul, nici măcar după aceea, nu ajunge în Naționala României. Era o echipă formată din jucători aduși de prin divizii inferioare, Almășan de la Sinicolau, China de la Baia Mare, Ilcu din județul Hunedoara, Oloșutean de la Deva. O echipă eterogenă, da, o echipă da. Care face trecerea între niște echipe stas ale lui Poli de la începutul anilor 80, respectiv după 90, când... Așa este, era o schimbare de generație. Ajunge finala cupei și... Îl întâlnim pe Adimania, pe Șunda, care erau și la cupa din 80, și apoi foarte tineri, care, jucători foarte tineri care apar și care vor duce steagul alb-violet. Ia să vedem la o numărătoare rapidă, că timpul ne permite. La eliminarea lui Atletico Madrid în lot vor mai fi Almășan, dar rezerva lui Jipa în poartă, Crăciun, Titi Varga, Oloșutean, Ionuț și atât. Restul deja nu mai sunt la peste 3 ani. 3 ani distanță. 3 ani distanță, da. Deci o echipă eterogenă, o echipă de tranziție. De altfel și retrogradează la final, ocupă locul 16 din 18. Da. Ultimul meci, mi-am amintesc perfect, a fost pe teren propriu, chiar cu Steaua, care avea nevoie de victorie să câștige titlul, iar Poli avea nevoie de victorie să nu retrogradeze. Evident că Steaua, cu acea echipă incredibilă, cu Hagi, cu Lăcătuș, cu timișoreanul nostru, Iosif Rotariu, a câștigat cu 2-0 și a câștigat titlul național. Da, Steaua nu-și permitea să facă... Steaua era în acea primăvară semifinalistă, Cupa Campionilor, cu Benfica. Eliminată de Benfica, da. După ce eliminase Glasgow Rangers în sferturi. Da. Da, da, o echipă foarte bună. O echipă care a jucat în acei ani, în fazele finale ale cupelor europene, pe drept, adică nu se temea să dea piept cu oricine. 4 ani la rând Steaua atunci se bătea pentru cucerirea Ligii Campionilor, cum zicem noi azi. Deci asta era realitatea fotbalului românesc pe atunci. Și Poli nu a mai fost capabilă să, nu știu, să facă încă un meci la fel de bun. Ai fost poate la meci, l-ai văzut? Evident. Nu s-a pus nicio problemă. Nu. Poli retrogradează pentru a 7-a oară în istorie atunci. Deja a 7-a retrogradare polistă. Era de fapt un obicei să retrogradăm și să repromovăm în anul următor. Da. Obiceiul ăsta n-a fost păstrat doar în perioada aia lungă dintre 67, 73, 6 ani de divizia B, care s-a sfârșit cu promovarea în urma celui 1-0 cu FC Bihor din 73. A intrat în schimb CFR-ul atunci, pasager. Ha, bravo, în 70. Da. A fost o poveste și atunci. Din păcate, Ovidiu nu ne mai permite timpul. Eu îți mulțumesc tare mult. Și eu îți mulțumesc. Și mi-a făcut mare plăcere. Să adresezi un gând de microbiștilor, poate pentru realitatea asta mai tristă în care ne aflăm, din punct de vedere fotbalistic. Mesajul pe care vreau eu să-l adresez este că un sfârșit este întotdeauna un nou început. Vorba prietenilor de la celelalte cuvinte, trupa timișoreană prin adopție de rock, care a scris istoria aici la Timișoara, au fost studenți aici în frunte cu solistul Călin Pop la Universitatea Politehnică. Ovidiu, foarte interesant, foarte grăitor și așa plin de încărcătură simbolică ce ne-ai spus. Un sfârșit este un început. Mereu trebuie să ne gândim că... Și Phoenix de aici a plecat. Da. Și Phoenix, inclusiv numele de pasărea Phoenix, care naște din propria cenușă, sigur că da. Cu toții trebuie să ne gândim, să ne raportăm la acele vremuri în care tribunele, ați văzut, erau arhipline, în care, pe lângă jucătorii, antrenorii și conducătorii deosebiți pe care avea Timișoara, avea și jurnaliști extraordinari, cum este Ovidiu Forai, aflat aici, din acea, a spune, generație de aur a presii sportive timișorene din anii 90. Mă înfioară când îmi amintesc de Duchi Popovici Fierta, de Brancovui, de toți, de Tavi Roșa, care, Doamne ajută, sunt în viață, nu? Sandu Susan, de Loții Molnar, de toți, de Florin Cărăbaș, Florin Mihoc și toți, nu, Adi Schindal, evident, legendarul Nicolae Secușan, nu vreau să... Și îmi cer iertare. Uităm mulți. Uităm, n-avem timp și... Să nu omitem pe cineva, sunt foarte mulți. Au fost vremuri minunate și sperăm cu toții să le trăim din nou. Ovidiu Forai, mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu. Stimați telespectatori, ne revedem săptămâna viitoare. Să ne revedem cu bine.